Schimbările climatice au produs efecte drastice asupra rodului din vii. Bucuria culesului a fost umbrită de anul dificil marcat de caniculă, care a diminuat recolta cu aproape 70%. Strugurii sunt copți înainte de termen, supramaturați de temperaturile extreme, iar culesul a început cu 2 săptămâni mai devreme față de perioada obișnuită a recoltatului. Pe lângă caniculă, chiar la începutul anului au fost 2 luni de căldură excesive, după care au urmat brume târzii și chiar îngheți de primăvară, afectând lăstarii și inflorescențele, iar în vară au urmat grindină și perioada foarte lungă de caniculă. Pentru prima dată de când face viticultură, Florian Mocanu a văzut arsuri solare pe struguri. După un an cu foarte multe fenomene extreme, viticultorul preconizează totuși un vin bun, dar puțin. Vă invit să urmăriți un interviu marca Ovidiu Ghina. Anul acesta am avut parte de foarte multe provocări. Și bucuria culesului, că este o bucurie culesul, a fost umbrită totuși de anul dificil prin care am trecut, canicula diminuându-ne recolta cu aproximativ 70%. Strugurii sunt copți înainte de termen, supramaturați datorită căldurii, datorită perioadei foarte mari de caniculă, și am început culesul mai devreme cu 2 săptămâni, undeva la sfârșitul august deja am fost nevoiți să începem culesul. Culesul la noi începea cam în perioada asta, când noi deja terminăm. Exact. Da, spuneați că a fost un an total neobișnuit, nu numai din punctul ăsta de vedere, ați avut foarte multe fenomene nedorite, că despre asta e vorba. Și o să vă rog pe dumneavoastră să le enumerați așa în câteva cuvinte. De la începutul anului v-ați confruntat și cu îngheț, apoi cu secetă. Da, dar înainte... Chiar din începutul anului, din perioada de iarnă, am avut sfârșitul ianuarie și o parte din luna februarie călduri excesive pentru această perioadă a anului, după care în luna aprilie, sfârșitul lunii aprilie, a fost brume târzii, dar pot să spun chiar îngheț târziu de primăvară, care ne-a afectat lăstarii și inflorescențele. Am avut partea asta de jos de aici, viile care se văd, au fost înghețate. Toți mugurii, toate corzile au fost înghețate, după care în vară ne-a atins un pic și grindina și cea mai mare problemă a fost perioada foarte lungă de caniculă, care pentru prima dată am văzut arsuri solare pe struguri. Am văzut struguri care au fost pur și simplu arși sus pe terase datorită razelor solare. Un an cu foarte multe fenomene extreme, un an dificil care ne-a diminuat producția, dar suntem totuși bucuroși și cu ce a mai rămas, fiindcă strugurii sunt de calitate. O să facem un vin bun și puțin.